Finala celei de-a treia ediție a concursului de interpretare muzicală Music Star Petru Rareș s-a desfășurat pe scena Casei de Cultură din Suceava. Concurenții, împărțiți în trei secțiuni, au interpretat câte două piese, fie una străină și una românească, fie compoziții proprii. Take the picture. From her lips I heard her say, can I have you? De-a lungul spectacolului s-au conturat și listele cu marii câștigători. La prima secțiune, premiul 3 a ajuns la Cristiana Morar și Teona Severin, premiul al doilea la Cezara Adam, iar premiul 1 la Medea Soroceanu. La cea de-a doua secțiune, Andra Matei a luat premiul al treilea, Bianca Ciubotaru premiul al doilea și Ioana Diana Hrișcă premiul 1. La cea de-a treia secțiune, câștigătorii au fost Daniela Bejenariu premiul 3, The Mechanics premiul al doilea și Deagle premiul 1. Pentru cel mai bun instrumentist a fost câștigat și anul acesta de Iulian Fodor, iar premiul pentru cea mai bună compoziție a fost acordat trupei Deagle. Tot Deagle au luat și premiul de popularitate. Deagle! Aplauze, hai, na, aplaudați, voiați în bine! Câte premii ai zburat? Cam 4 premii trupa mea are, Deagle. E, zile tu că le zici frumos! Deagle a câștigat primul pentru cea mai bună compoziție proprie, pentru popularitate, pentru cel mai bun instrumentist, eu am primit-o, și primul întâi la secțiunea noastră. Trofeul Music Star Petru Rareș 2012, oferit pentru cea mai bună prestație din concurs, a fost câștigat de Ioana Diana Hrișcă. Premiile, la fel ca în anii trecuți, au constat în instrumente muzicale, echipamente, dispozitive sau accesorii muzicale.